Bună, Scorpion, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este o citire cu un mesaj atemporal și îmi propun ca acum să explorăm gândurile, sentimentele, acțiunile persoanei la care te gândești și în același timp și ale tale față de această persoană. Dacă există o situație din viața ta pentru care dorești să transmiți lumină, gânduri bune, rugăciune, poți să-mi scrii în secțiunea de comentarii sau pe adresa mea de e-mail. Acestea fiind spuse, invoc aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și preaputernici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun. Și vreau să văd pentru tine și persoana dragă care este conexiunea dintre tine și această persoană. Se pare că voi vindecați probleme de familie. Viața ta amoroasă beneficiază pe măsură ce tu îți ierți părinții, ok? Posibil să existe anumite pattern-uri familiale. Iarăși, ți este sugerat să te eliberezi de ex. Timpul a venit ca să îți curăți energia. Ok. Hai să vedem cine ești tu în această conexiune. Cine ești tu? Prins în frică, închis în frică, prizonier în frica personală, în anxietate. Cine este această persoană? Hai să vedem cine este această persoană. Victorie și succes. O persoană care își trâmbițează victoria și succesul personal. Poate fi chiar un leu, pentru că 6 de bâte reprezintă energie de leu. O persoană cu chakra inimii deschisă, iubitoare. Poate a reușit această persoană prin intermediul tău sau cu ajutorul tău să își vindece chakra inimii, să o echilibreze, să își echilibreze energia. Ok, hai să văd acum care este situația dintre voi, care este situația dintre tine și această persoană. Tragedie, dragoste interzisă și această carte vrea de foarte multe ori să iasă la ei în citire. Da, o situație în care tu te simți prins așa și încorsetat și prizonier în fricile personale, iar pentru această persoană poate avea parte de succes sau să își dorească succes cu tine. Să își dorească foarte mult să fiți împreună, doar că avem aici o dragoste interzisă, un soi de dragoste care este interzisă. A sărit și 10 de spade. A sărit din pachet, eu am să-l adaug înapoi. Hai să vedem mesaje importante, relevante ca tu să le cunoști pentru această perioadă de când tu deschizi acest videoclip, care să te ajute, să te inspire, să te ghideze și cu care să rezonezi. Pentru Scorpion. Și am văzut acest 5 de bâte la baza pachetului. Poate fi un soi de ceartă aici, ceva ce te face să te simți așa împovărat, împovărată. Cu acest 3 de bâte, dorința ta văd aici de a lăsa în urmă acest conflict, această competiție între tine și persoane, poate la locul de muncă, poate care nu îți apreciază efortul. Ok, în mintea ta văd cavalerul de monede, în sentimentele tale asul de cupe,
în acțiunile tale 8 de bâte. În mintea acestei persoane văd Ieremitul, o persoană care este mai retrasă. În sentimentele sale văd cavalerul de bâte, 6 de cupe în acțiunile acestei persoane. Spânzuratul, în surpriza din partea divinității, regina de cupe în sfatul divinității și 4 de monede în viitorul posibil între tine și această persoană. Ok, nu am spus, acest 5 de bâte poate fi și un conflict interior, poate vorbi și despre un conflict interior în unul dintre voi sau în ambii, în ambele persoane, dar poate fi și un conflict între tine și această persoană sau între tine și... Pentru că văd acest 10 de bâte, mă poate duce cu gândul și de faptul că poate fi un conflict și între tine și colegi, persoane de la muncă, persoane care, cu care tu ești în competiție și pentru care vrei să întorci spatele, ceva ce îți ia din energia vitală, ceva ce... ca un vampir așa energetic sau vampiri energetici. Ok, în mintea ta văd acest cavaler de monede. Cavalerul de monede poate reprezenta un semn de pământ, taur, fecioară, capricorn. Dar cavalerul de monede este și acel cavaler de încredere care atunci când pornește la drum, încet și sigur va ajunge la destinație. Cumva acest cavaler are un soi de reziliență care îl, chiar dacă se mișcă încet, îl face... E singurul cavaler care are toate șansele să ajungă la destinație. Ceilalți sunt mai fie impulsiv, fie on and off, fie prea slăvesc ceva anume care să nu... Da, să nu fie de încredere. Văd asul de spade care vine cu soluție și caut soluție în această situație. Văd și 10 de bâte din nou la baza pachetului. De ce asul de spade? De asemenea, asul de spade vorbește și despre inițierea unor conversații. Asul de monede, doiași în mintea ta. Ok. Ieremitul este în gândurile acestei persoane. Aici poate vorbi despre bani, despre felul în care tu faci banii, pentru că până la urmă monedele vorbesc despre finanțe. De ce Eremitul, această carte a Fecioarei, o persoană înțeleaptă, o persoană trecută prin viață, îndrăgostiții, o persoană și ușor, care și ușor a decis să se autoizoleze, e o persoană care gândește la ceva anume. Cu îndrăgostiție, această persoană simte o legătură foarte puternică cu tine. E o legătură foarte intensă, iarăși. Și gândește la o soluție. Această persoană. De ce îndrăgostiții? Și sunt două arcane majore. Se gândește la tine. Uite. Această legătură pe care o are cu tine. Asul de cupe îl avem în sentimentele tale. Această cupă imensă care se revarsă cu sentimente. Da. Și din nou acest 5 de bâte. Parcă
această persoană pentru... Tu ai această cupă frumoasă pentru această persoană, dar atenția acestei persoane parcă e captată în mai multe părți. De ce 5 de bâte? Și nu neapărat o a treia energie. Nu văd aici 3 de cupe, nu văd energii din acestea. Dar Marea Preoteasă. Parcă este o persoană atât de retrasă, poți să fii chiar tu, dar îmi spune aici, am întrebat de ce 5 de bâte. Îmi spune aici cu această Mare Preoteasă că tu ai această cupă imensă de sentimente, această chakra a inimii, inima deschisă către această persoană, dar îți provoacă și conflict, parcă... Iarăși, o persoană foarte solitară, pentru că mă gândesc că această Mare Preoteasă reprezintă această persoană, care poate fi și cu eremitul, o persoană mai retrasă. În sentimentele sale văd cavalerul de bâte. Această persoană merge în direcția pasiunii sale. De ce cavalerul de bâte? Și uite ce am primit. Regele de spade întors. O persoană rece, mentală, calculată și roata norocului văd aici. Poate ca această persoană să aibă de a face și cu acest rege de spade, poți să ai de a face cu un cavaler de bâte însemnând semn de foc, poate să reprezinte un semn de foc acest cavaler de bâte. Leu berbec săgetător, care să aibă de a face cu o altă persoană destul de mentală, destul de calculată, pentru că uite, văd și aceste opțiuni rece, aproape parșivă, cu acest rege de spade întors. Și de ce roata norocului? Ce vrea să spună această roată a norocului în sentimentele acestei persoane? Poate chiar să fie căsătorită, să fie într-o conexiune de suflete gemene cu această persoană. Acest rege de spade, acest personaj foarte parșiv și foarte... O persoană care își vede interesul personal și care încorsetează această energie a cavalerului de bâte, care acționează subit în direcția pasiunii sale și parcă aici se lovește de un zid. Posibil să existe, da, această dragoste interzisă între voi, în care această persoană chiar să... aibă deja de a face cu altcineva. 8 de bâte. De ce 8 de bâte în acțiunile tale? Tu arăți comunicare. 7 de cupe. Poți să ai mai multe opțiuni. De ce 7 de cupe? 8 de spade sau să îți fie teamă de opțiunile acestei persoane? De faptul că această persoană, da, are mai multe opțiuni, să îți fie teamă de acest lucru și de aceea să acționezi foarte mult și subit și cu să aproape că să, nu știu dacă copleșești, dar să comunici foarte mult cu această persoană. 6 de cupe este în acțiunile sale. De ce 6 de cupe? Hai să văd de ce 6 de cupe. Această carte a sufletelor pereche, a armoniei, justiția. Și de ce justiția? De ce justiția? Împăratul. Cred că este vorba despre această persoană. E ceva din trecutul acestei persoane care... E blocant aici. De ce împăratul? Da, blochează. Cineva care ține această persoană.
Ok. Spânzuratul este în energia care vine ca surpriză a divinității. Spânzuratul vine cu blocaje, cu sacrificii, care... Dar de ce așa de multe cărți întoarse? 7 de monede. Parcă nu mai poți investi în această conexiune. Parcă nu vezi rezultatele muncii tale și ești extenuat, extenuată. Ești într-o stare în care atât de multe blocaje și piedici vi s-au pus între voi, și simți pasiune față de această persoană. Și uite ce conexiune puternică avem aici cu regele de bâte și regina de bâte. Acest schimb de energie între voi. Dar există foarte multe blocaje. Regina de cupe este în sfatul divinității. Regina de cupe vorbește despre dragoste în general. Poate fi energia ta. De ce în sfatul divinității avem această energie? Să te alegi pe tine, să acționezi înspre binele tău, poate înspre a-ți împlini o anumită dorință. Poți să ai de-a face cu un pești, iarăși. Da, poți să ai de-a face și cu un pește aici. Sau să ai tu pe harta ta natală pești. Dar iarăși, văd blocaje aici, văd poveri, văd o stare de apăsare. Și în sfatul divinității este să te alegi pe tine. Să faci în așa fel încât să îți fie ție bine. Fără a călca pe cadavre, nu spune nimeni acest lucru, dar este important să ai grijă de tine. În viitorul posibil între voi văd acest 4 de monede. 4 de monede vine cu, iarăși, cu fie cineva care nu îți dă drumul sau tu persoanei respective, fie o energie de blocaj între voi, un blocaj anume. 8 de monede. Puteți să lucrați mai mult la stabilitatea voastră personală, să vă preocupați mai mult de muncă, de carieră și să lăsați dragostea. Da. Și uite, din nou, cartea întoarsă. 2 de cupe întors, să lăsați dragostea, voiam să spun, pe un plan secund, și 6 de cupe întors, iarăși. Să alegeți independența financiară și chiar și în relație. Ok? Cam atât. Am să vreau acum să extrag și câteva mesaje din acest oracol cu adevărul ascuns din partea acestei persoane. Care sunt mesajele din partea acestei persoane? Care este adevărul ascuns? Te simt chiar dacă suntem despărțiți. Sper că mă vei putea ierta într-o zi. Și încă un mesaj, 2. Știu că am întrecut limita cu tine. Nu sunt disponibil și îmi e frică să te contactez. Ok. Da, o persoană indisponibilă. Și se pare că te vei focusa și tu mai mult pe finanțele, pe cariera, pe stabilitatea ta în finanțe, ceea ce e bine, independența ta. Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului, bineînțeles, și să-mi lăsați un coment cu feedback-ul vostru, să îmi dați un like, dacă, bineînțeles, doar dacă rezonați. Vă aștept pentru citiri personale. Dacă vă doriți un astfel de mesaj personal,
pentru fiecare. Vă mulțumesc pentru faptul că îmi sunteți alături. Vă îmbrățișez cu drag și cu recunoștință. Vă iubesc și ne vedem curând. Pa, pa!